Bună, bună la un nou vlog! Suntem în 17 august 2023 și tocmai am pornit la drum către aeroport. Plecăm din aeroportul Zaventem de data asta și nu din Charleroi, unde am dus-o pe mami ieri la aeroport să meargă în România. Noi vom pleca prin compania TUI și majoritatea zborurilor, din ce am observat, cel puțin cu ce am plecat noi, a pornit de pe aeroportul Bruxelles, adică aeroportul din Zaventem. Și acum este ora 12 fără 20 și zice că ajungem într-o oră. Zborul nostru va fi la ora 3. Deci zic că avem timp, să sperăm că nu o să fie vreo problemă pe drum, dar în mod normal am plecat la timp. Copiii s-au odihnit, Nicola s-a dormit până la 10, dar s-a și culcat extrem de târziu cu noi. Și zic că sunt odihniți și copiii și foarte entuziasmați. Mergem în Spania, mami! Și Lucas știe asta? Știe Lucas că mergem în Spania? Nu. Nu știe, așa? Nu prea înțelege el bine, nu? Tu ai 5 ani, el are 2 ani jumate. Lucas, dar și el a împlinit 2 ani jumate ieri, măi. Lucas, mergem la mare? Nu la mare. Ba da, zi, da. Da. Nu da. Nu știe el, mami, unde mergem la mare. Sau niciodată. Ia te tușește. Ui, mami, păi plecăm răciți? Mami, nu. Tati, ești entuziasmat că mergem la mare? Tati! A venit ziua în sfârșit! Tati! Da. Să sperăm că o să fie frumos! Da, Lucas! Aici sunt, nu știu câte grade, sunt 20 de grade și nu este soare în momentul de față. Destul de norat. Dar trebuie să fie sigur soare în Spania. În Spania trebuie să fie sigur soare, nu acceptăm ploi, nu acceptăm zile din astea amohărâte. Sperăm că avem noroc și că o să fie vreme frumoasă. Se pare că și aici în Belgia, în sfârșit, se încălzește. Vrei apa? Și vor fi și 30 ceva de grade săptămâna viitoare. Dar, na, sper că avem și noi noroc în Spania. Bine, ochelari în mine, soare. Ți-am luat în geanta mea. Ia vezi dacă stai aici în gentuță. Am ajuns, mami, la aeroport? Ia uite unde am parcat. Am parcat la etajul 6. Pentru că toate locurile erau ocupate mai jos. Ne-am plimbat 20 de minute aici. 20 de minute ne-am plimbat aici în parcare să căutăm un loc și nu erau, decât aici sunt mai multe deasupra. Deci o să fie mașina noastră în ploaie și vânt și când ne întoarcem sperăm să nu plouă până ajungem noi la mașină. În aeroport, nu? Lucas? Mama. O să mergem în aceeași Spania? Da. Suntem în aceeași. Nu suntem încă în Spania. Mergem acum. Dacă mergem în aceeași Spania? Da, la aceeași Spania. Ți-a căzut stickerul cu Spider-Man? Da, așa că merge. Da, n-are nimic. N-are nimic, mami. Ce supărat e. Wow, ce frumos, ce fericit sunteți voi, că mergeți pe costă, pe Mira. Da, da. Mira. Apă. Da. Ce faceți? Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? Te-ai lovit? Acolo? Îți place? Da?
Wow, super! Vă place mai mult mașina asta? E frumoasă? Se așează la poză, Nicolas. Mami. Hai. Bravo. Să luăm și bagajele, da. Nu mai venim aici afară, nu? Da, mami, bagajul lui Nicolas, așa? Da? E lui Nicolas? Am ajuns în Spania, am ajuns în Spania. Bravo! Bravo, mami! E bine, nu-l rata pe al tău. Bravo, super! Nu mai e! Nu mai e stricat, l-a făcut azi! Gata! Suntem gata! Hai, mergem! Hotel? Mergem la hotel! Treba Nicolas că acum mergem în Spania? I-am zis că aici e Spania! Da! Deja, doar că mergem la hotel! Așa? Noi am mers cu avionul și acum merg cu autobuzul. Da. 11? Nu știu.
Hai să vedem. Poți să te uiți mai bine pe geam, da. Ce vrei să zici, Nicolas? Noi suntem în Spania, da, suntem deja în Spania. Și am fost cu avionul, cum ai spus și tu. Și acum mergem cu autobuzul, unde, la? La hotel. Hotel, la hotel, da. Astăzi nu mai apucăm să mai mergem să facem baie. Mergem doar să mâncăm. Ți-e foame? Da. Mai chiar, nu trebuie să te strâng așa. Ești bucuros? O să stai mult în apă. De mâine. De mâine, da? Da. Și în seara asta o să ieșim să vedem dacă este ceva spectacol, da? Și să cumpărăm jucării. Să cumpărăm jucării? Nu, să mâncăm. Și vedem ce o să fie acolo, da? Vest Sabinal, am ajuns la hotel. Luca, ești obosit, mama? Nicolas? Am ajuns, mama? E 7:20, cam așa. Ți-e foame? Vrei să par? Cred că în partea aia o să notăm, pentru că în partea cealaltă e intrarea. Uite, aici se vede marea, dacă te uiți așa. Ia să vedem. Păi nu se vede, o să mergem imediat să vedem. Bine? Tata, am ajuns în cameră. Este ora 7:30, în momentul în care am intrat în cameră. Nu, Nicolas, nu acum, merge să vă păpăm, nu vei acum. A pornit cina, adică de la 7:30 până la 10, parcă, este deschis acolo pentru cină. Și de-abia am ajuns și o să mergem așa, în oricum să ne schimbăm. Am vrut să vă arăt patul, este un pat mega lung. E foarte, foarte lung, nu-i bine? Te uiți la televizor? Și ai internet, Nicolas. Și merge și internetul, o să fie bine. Și tipa de la recepție vorbea în română. Așa? Și cât de mare este patul. Deci nu-mi fac griji că vor cădea copiii anul ăsta acum, că sunt Nicolas anul trecut din pat. O să dormim noi la margine și copiii în mijloc și o să fie super bine. Ciprian e dezamăgit pentru că nu avem vedere la mare. Dar asta e, am zis, asta mergem afară și ne uităm de afară. Da, nu a cerut în mod special să avem vedere la mare. Telefonul meu acum l-am încărcat pentru că mi s-a descărcat pe drum. La Ciprian îmi zice să merg acolo să văd baia. Așa că o să vă arăt și vouă direct. Așa. Hai să vedem, că nici eu n-am văzut-o. Îți place, mami? Da. E frumos, o să fac așa o tur un pic mai târziu. Dar lumina e mai bună aici. Se vede mai bine. Da, e foarte, foarte curat. Și... nu mai fac, de fapt, niciun tur, pentru că acum arată așa cum ar trebui să arate camera, pentru că mai târziu o să începem să le despachetăm și noi toate lucrurile. Dar asta este deocamdată. O să scot așa câteva lucruri de care avem nevoie acum. Da, uite, Luca se uită pe fereastră, dar nu se vede decât parcarea. Deci este... practic intrarea în hotel. Da, o să scot așa ce avem nevoie și o să filmez mai târziu la cină. E bun? Îți place? E bun, Lucas? Îți ai cât? Cum e, mami? Îți place apa? E caldă. E caldă? Da. Să vezi cum venise Ciprian aici și Nicolas. Veniseră amândoi să simtă apa. Și Luca spunea, nu, ai grijă, nu. Ei, tot zicea să se oprească, era teamă să nu cumva să cadă în piscină. Îi oprea pe amândoi, zicea, tatu, nu. Tati, nu, tatu e...
Nicola și tati e Ciprian. Doamne, cât am mâncat! Mi-e teamă un pic că o să plecăm de aici cu 10 kg extra. 10-20, nu știu. Aici e pentru copii. Iubire, nu-l băga așa, te rog, nu-l băga așa. Nu e voie. Hai. Aveți grijă. Vă place? Da? Ai grijă, ai grijă, Luca, va, ce frumos e pentru copii aici. Super. Nicolas vrea să meargă în apă și Ciprian îi zice, păi du-te. Da, normal că trebuie să fie cu costume de baie pe ei, cu slip, cu ceva. Veni mâine dimineață. Acum am vrut doar așa să vedem cam despre ce e vorba, cum arată. Să știm ce facem mâine. Oh. Ia, la el! Ce faci, mami? Îți place? Acolo trebuie să uite cum s-a așezat, mă, și cu mâinile și cu piciorul așa. E bine? Da. Da. E foarte bine, nu? Da, dar mi-e mișcă. După ce ați mâncat bine, bine, așa e? Da. Acum stați așa un pic la... cu burta la soare, doar că nu e soare. Câte 8 jumate, câte ceasul, iubire? Nouă. E nouă deja. Bom, e nouă și eu mă miram că începe să se întunece. Cum da slemă? Best Sabinal se numește hotelul. Iubire, să te duci, te rog, repede după el, că uite ce viteză are. Ia uitați-vă la el cum aleargă. Ușor, 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 iubire! Da. Hotel Best Sabinal și zicea Ciprian că niciodată n-am fost atât de aproape de mare. Deci marea e aici. Da, mai multe mâine o să vedem și noi. Deci cam așa este hotelul de afară, seara la ora 9. Și o să merg acum, așa, cu camera, să vedeți unde este marea. Exact lângă, vis-a-vis, este marea. Și Nicolas este foarte nerăbdător, vrea să noate, ar vrea să meargă acum în mare, dar nici nu suntem pregătiți. Ciprian nu mai are răbdare, se descalță și Lucas vrea și el. Vrea să intre așa cu picioarele în apă, măcar, dar cum copiii sunt deja un pic răciți, mi-e un pic teamă așa să nu ia răceala mai tare. Dar, na, e bine că aici nu e niciun cod ca în România, că am înțeles că zilele astea nu au avut oamenii voie să intre în apă. Aici nu am auzit să fie așa ceva și sper să fie în regulă mâine. Da, Lucas! Cum e? Lucas, hai, mami, haide aici! Haide! Cum e? E bună? Ce, mami? Haide! Hai! Da, mami, acolo, nisipul! Hai, Lucas, mergi și tu acolo cu tati! Și acum este spectacol pentru copii, așa, ca în fiecare seară. O să stăm un pic aici, să vedem dacă dansează copiii. Revenit în cameră și nu mai știu unde sunt copiii, că nu mai găsesc, că am spălat pe picioare și nu știu unde sunt. Unde ar fi copiii? Să deschide dulapul singur. Să deschide dulapul singur. Vai, dar ce-o fi acolo în dulap? Ia uite, să deschide ușa.
Se deschide ușa. A, ce se aude? Ce se aude? Ce se aude? Ia să vedem. Ia uite unde era, măi, s-a ascuns. V-a plăcut, mami, astăzi prima zi? Să ne jucăm acum, mamă-ți ascunsă? De aveți ascunsele? Nu, mami. Lucas, lasă telefonul la mami, te rog. Lucas, lasă telefonul. Nu e voie. Nu e voie, că vin oamenii de la recepție. Așa, acum este 1 noaptea și am zis să fac până la urmă și o încheiere la acest filmuleț, pentru că am reușit să scot tot din bagaje și să așez așa în dulap. Și pe unde am crezut eu că e locul potrivit, adică pe la baie, parfum, ce mai avem noi. Și cu ocazia asta am zis să vă arăt că e, cred că, prima dată când găsesc ceva așa mai deosebit în cabina de duș. Adică nu acele seturi super mici de gel de duș sau de șampon, ci un set mult mai drăguț și am zis să vi-l arăt și vouă. Așa arată setul de șampon și de gel de duș. Asta este șamponul și ăsta gel de duș. Și m-am uitat acum și au câte 400 de mililitri. Ceea ce pentru mine, v-am zis, e prima oară când găsesc așa o cantitate mai mare de produs și care pare așa mai, cum să zic, puțin mai special, nu știu, un set așa mai drăguț. Și ca ambalaj, sper că și calitatea să fie mai bună, pentru că de obicei foloseam produsele de acasă, bine, și acum mi-am adus șampon de acasă și gel de duș, dar nu mă așteptam să am aici un set așa de drăguț și o să le folosim, cred, nu știu, cred că o să încerc să văd cum este, pentru că pe la de acasă pot să duc înapoi, nu? Ce-am adus de acasă și să le folosesc pe astea. Da, asta am vrut să vă arăt. Tot așa la baie văd că e un set de ceva dental kit, un pietre, cred, niște șervețele și ceva cremă de pantofi, cred, nu știu, de lustrui pantofi, nu știu exact ce e, dar mi se pare drăguț așa cum l-am așezat aici. Și cum este setul la duș cu șampon și gel de duș, aici lângă chiuvetă, la chiuvetă, lângă oglindă, am și cremă corporală din același set și gel de baie, shower gel. A, încă o dată, cred că este încă un set de gel de duș, ideea fiind să folosești ca săpun lichid, cred. Și un noapte, cum ziceam, și cu toate astea, Nicolas încă nu doarme. A dormit așa un pic el în avion, nu știu cât, cred că vreo oră jumate să fi dormit. Lucas n-a dormit deloc, așa că am adormit în timp ce vorbeam la telefon cu Madi, am sunat-o să văd ce mai face și în timp ce vorbeam cu ea, Lucas a adormit în pat lângă mine, dar Nicolas nu doarme și o să mă fac și eu imediat în pat lângă el, după ce mă pregătesc și eu de somn și sper să ne trezim destul de devreme mâine ca să nu pierdem timpul dormind sau stând în pat. Sper să ne trezim destul de devreme și să mergem la micul dejun și apoi să stăm cât mai mult la plajă, la piscină, să le încercăm pe toate, să vedem cum ce le place copilor mai mult. Astăzi nu vreau să mai iasă de acolo din nisip, ar fi vreo să intre în mare. Dar singura problemă, să zicem, e legată de faptul că avem un inclusiv și e cam greu să mă abțin de la mâncare. Ziceam cu Ciprian că o să ne greșim sigur câteva kilograme bune aici dacă mâncăm așa în felul în care am mâncat în seara asta. Am vrut să și încercăm așa să vedem cam ce gustau, dacă sunt făcute bine, sunt făcute bine, da. Dar, ziceam că mâine e mai nasol, că trebuie să ne îmbrăcăm că sunt de baie și direct cu puticile pline suntem. Dar, așa este în vacanță. Asta e. O să închei aici. Dacă te-ai uitat până la final, mulțumesc. Ne revedem în videoclipul următor. Poate să filmez așa în fiecare zi de puțin. Până data viitoare, nu uita că viața e frumoasă așa ca tine. Pupici! Pa!